Dar ai scris mă ta poezia? Da, eu am scris-o, sigur. Dar e istorică. Tema e istorică sau în ce sens e istorică? Tema tata e istorică. Aha. Și te-ai gândit că la microfonul liber o să te vadă și o să te audă lumea? Păi... Și te-ai mai auzit? Ții minte, te-am mai filmat, te-am mai dat și pe internet. Da? Și la televizor, cred, când lucram la televizor, ții minte? Ai dat pe mine? Dar cum? În anii trecuți, când aveam emisiune. Ah, pe anul trecut a fost altă... Altă viață, da? Altă nu era pandemie, nu eram cu măști. Păi da, că asta e toată boala. Am o aveți că trebuie să nu cu măști. Da. Las că nu se întâmplă în tetanul, odată în secol. Odată în veac, cum zici, mata. Sigur. O, dar ai scris-o la computer, ai computer? N-am computer. Ai rugat pe cineva, ai fost aici la bibliotecă? Poezia asta, tu știi, mă costă 100 de lei numai din eu, pe rescris-o până de tipar. Oho. Dar ce așa scump? Atât au șerut, atât ai dat, da? Au șerut, atât au șerut, că nu vroia. S-o citesc? Da, te rog. Da. Nu-i departe. Mă dau mai aproape. Dar poți să iau masca de pe cap. Mai bine ține, știu, cum vrei. Mă îndepărtez eu. Aha. Tot românul din Altai lasă casa dacă vrei și te întoarce la pământ acolo unde te-ai născut. Lasă, știe acest țăran că el nu e moldovan. Cum l-a numit pe el Ivan, dar e român basarabian și nu se închină la dușman. Astăzi vremea a sosit că românul întâi născut, binecuvântat de Dumnezeu,